încredere că inteligența artificială va îmbunătăți viața, că are deja un impact pozitiv asupra științei, tehnologiei, societății umane în general. Și mă bazez pe câteva aspecte. Unu, este o tehnologie care nu face altceva decât să mărească, într-un mod spectaculos, capacitățile creierului uman. Inteligența artificială ne ajută pe noi oamenii să facem evaluări mai bune, să luăm decizii mai bune, să putem să aflăm mai ușor și să înțelegem mai în profunzime natura, societatea. Deci este un instrument dezvoltat de oameni care ajută oamenii în multe aspecte ale vieții. Eu consider că, deși sunt pericole asociate cu utilizarea inteligenței artificiale, aceste pericole nu vin din partea tehnologiei sau acelui software, acelui cod. Vin tot din partea oamenilor. Ca și în trecut și ca și în alte cazuri, depinde de noi să folosim această inteligență artificială într-un mod pozitiv, constructiv, care să ne ajute. Ideea mea de a ajuta este de a veni a ține aceste conferințe, a lucra la proiecte cu cercetătorii români, a ține cursuri, seminarii despre inteligență artificială, despre chimie, despre fizică. Sunt și alte modalități. Sunt cercetători români aflați în străinătate care pot să încheie contracte cu cei din România și să aibă proiecte finanțate de Uniunea Europeană, de exemplu. Și acesta este un ajutor foarte mare. Ce aș vrea să se întâmple în România ar fi o accelerare a numărului și a calității proiectelor trimise din România pentru a obține fonduri. Uneori am sentimentul că sunt posibilități, sunt ocazii deosebite de a obține finanțare europeană sau prin PNRR sau prin alte mijloace, programe europene, și sesizez la colegii din România că ezită să trimită, uneori gândindu-se că nu avem noi șanse. Aș vrea să fie mai îndrăzneți și să aibă mai mult curaj și să trimită, pentru că adesea proiectul la care se gândesc ei s-ar putea să fie exact de ce are nevoie programul acela și ar putea să aibă succes. Aș vrea să se ridice nivelul calității revistelor științifice românești apărute în România. Și am fost invitat de curând să trimit articole la două dintre ele și am refuzat în ambele cazuri. Una dintre ele nu era indexată, nu putea fi găsită pe internet. Cea de-a doua era, dar editorul a propus să trimit articolul și el să fie publicat fără peer review, fără să fie revizuit de specialiști. Și am zis nu. Și am considerat că e un gest patriotic. Deci nu am refuzat să îi ajut, dimpotrivă. Cred că am ajutat spunând că sunt gata să trimit articole și să apar în reviste din România dacă ele vor deveni indexate și dacă articolele vor fi revizuite de specialiști înainte de publicare. Întotdeauna am iubit filmul și literatura, de altfel, și am scris, am publicat, în afară de fizică, matematică și chimie, acestea două au fost o pasiune în viața mea. Nu am făcut studii de actorie și nici nu aveam nici cea mai mică intenție. S-a întâmplat să merg cu familia, lucrând la vremea aceea la Institutul Los Alamos, în statul New Mexico, institutul acela cu bomba atomică, cu proiectul Manhattan. Da. Am fost împreună cu familia la un casting pentru serialul Breaking Bad și s-a întâmplat să le lipsească actorul care trebuia să interpreteze acel rol și cumva o poveste lungă, n-are rost să intrăm în ea, am ajuns să-l interpretez. Visul meu este ca prestigiul și popularitatea cercetării științifice să fie nu la fel de mare ca celor implicați în cinematografie, dar să se îndrepte în acea direcție. Mă gândesc la bucuria pe care ar avea o fizicienii, chimiștii, biologii, neuroscientifici,
cercetătorii de neuroștiințe să fie recunoscuți și ei.